Hei, hei, dragilor, salutare și bun venit la un nou episod din Project Ozone 2. Vă urez vizionare plăcută! Mai departe, despre botania noastră, am zis că... Da, trebuie să ne continuăm trebuțele. Am zis că... Matoc. Spunem o torță aici și o torță aici. Pe astea vreau să le sparg. Așa. Cum stăm? Ok, tu ai nevoie aici de lumină și cred că... 1, 2, 3, 4... Oare aici? Super! Cu Matoku am zis că putem să facem, dragilor, câte o groapă. Și putem, practic, deja să săpăm. A, ne trebuie apa, nu? Hai să punem și apa. Ca să nu ni se strice. Așa, deci... Am rămas fără... Rămăsesem fără găleată și m-am speriat puțin. Am zis că mi-a luat găleata. Nu înțelegeam de ce să-mi ia găleata. Bun. V-a plăcut când am fost la insulele acelea? V-a plăcut, nu? Așa, apa aceasta a dispărut. Deci a dispărut apa. Și am două gălețe acum. Ok. Acesta cred că a fost un mic bug. Se întâmplă ceva aici totuși. Ok. Am apă? Ok, am apă. Bun. Deci am o găleată acolo, o găleată aici. Iar mi-a dispărut găleata. Ok, dacă nu dispare găleata, înseamnă că apare iarăși același bug. Bun, am repetat și acolo, într-un colț, ce am făcut aici cu plantația aceasta. Am repetat puțin aici. Am zis că punem niște scăricele. Stai să punem niște scăricele ca să putem să urcăm mai ușor. Tom, pom. Bun. Aici tot terenul acesta este arat și hidratat de către aceste patru ochiuri de apă. Chiar dacă optica aici este puțin mai uscat, aici este singurul câmp pe care nu l-am arat. Haideți să vedem ce misiune avem noi de Botania. Pa. Beta, Botania. Trebuie să facem crop sticks. Crop sticks am făcut. Și mai trebuie să facem potato seeds și carrot seeds. Cum le facem noi pe astea? Cred că trebuie să găsim un potato și un carrot și să luăm semințe de la aceștia. Hai să văd dacă am niște legume aici de la dropuri. Dar nu mi-a lăsat niciun zombie nimica. Și în cutia mea de semințe am verificat deja episodul anterior și nu aveam nimica. Drept urmare, dragilor, va trebui să trecem prin sită niște pământ. Cât pământ am mai adunat noi? 144. Hai să iau două stecuri și un pic. Cum stăm cu producția de pământ? Aici de ce e gol? Aici ce avem? Rotten flesh. Nimic, rotten flesh. Am terminat toată asta. Cred că este o idee bună să mai adăugăm încă 4 aripi deasupra, încă un etaj în acest caz. Cred că este o idee foarte bună, fiindcă nu mai producem pământ.
Dragilor, se pare că nu prea dă roade. Hai să vedem. Seeds, nu. Potato seeds, uite-le. Potato seeds. Cum se fac ele rost, da? Se pot face așa. Dar... Potato. Așa, clar. Ok. Unde văzusem eu? Sau, ia, poate am văzut greșit. Potato seeds. Ia uite, potato seeds. Ce sunt astea? Poate că sugar cane seeds. Potato seeds. Ok. Carrot seeds. Bun. Facem altfel. Vino tu... Tu vii clar aici. Tu vii clar aici. Melon seeds. Astea sunt de ale noastre, da? Pumpkin seeds. Cred că... Totuși... Dragilor, am zis că astea nu se pot băga în... Seed Analyzer. Dar dacă eu pot oare să... Hai, nu aici, că aici o să mi se dezare. Dacă pot să vin aici și să zic... Vreau din astea. Pac! Și după el... Așa, am luat... Potato. Nu pot să cred. Ok. Nu pot să cred așa ceva. Ia vină tu aici. Pebbles. 16... Mai facem niște loc în inventory. Nu pot să cred că le aveam tot timpul sub nas. N-am... Așa, și care mai erați voi? Voi, carrot seeds. Pac. Pac. Așa. Și tu. Pac. Ha-ha, yay! Cât de simplu a fost această misiune. Perfect. Trebuie să aleg un loot chest. Mi-a sărit din mână că nu mai am inventory. Hai să le și citesc. Ce avem? Carrot seed. Mulțumesc. Potato seed. Trebuie să le citesc și pe astea. Aha, astea nu le știm încă. Pentru ce aș avea nevoie de... știți ce? Ia să le mai păstrăm noi puțin pe acestea, că nu știm niciodată când avem nevoie de ele. Pac, tu ce ești aici? Bun. Așa. Avem un chance cube. Unde punem noi chance cube-urile? Uite-le aici. Vino cu ace. Un băț. A căzut pe jos, nu contează. Fiindcă vreau să deschid acest loot chest. Și avem un meteorite compass. Compass? Compass. Nu știm ce vrem să facem cu el momentan. Cred că îl punem ori aici, ori aici. Hai să-l punem aici. Unde ești? Meteorite compass. Ia uite ce încet se mișcă când e în inventory. Și ce repede se mișcă când e pe jos. Au. Ok. Intrăm și în acea... Probabil că atunci când o să ne facem o rachetă... Ia. Probabil că atunci când o să ne facem o rachetă și când o să zburăm pe altă planetă, o să avem nevoie de acest meteorite compass. Bun. Ce bucuros sunt. Vină tu încoace. Voi toți sunteți 1-1-1. Sunt atât de bucuros. Cred că astea trebuie să stea aici, fiindcă sunt semințe noi. Unde sunt semințele alea bune? Sunt plantate. Deci și voi veniți tot încoace. Melon seeds. 3. Pe voi, momentan vă pun aici. Și mai am acest acacia seed, care... Ăsta cred că e copac. Da. E copacul acela cu... Hai, pot să ajung? Fără să iau pebbles. Avem al cincelea soi de copaci. E copacul acela cu lemnul acela atât de frumos, portocaliu. Și pumpkin. Ok. Mai departe, ce misiuni mai avem noi? Că acum cred că trebuie să facem din fiecare soi câte una.
Și acesta treptat, treptat putem să-l și-l distrugem? Nu. Aici vreau să sparg și aici vreau să sparg. Și unde? Aici și aici, nu? Și asta pot să o sparg de tot, fiindcă nu mă interesează tare mult. Aici, crop sticks, astea sunt foarte importante. Lăsăm aici drept proiect să funcționeze în continuare. Deci tu funcționezi cu ăla, tu funcționezi cu ăla. Nici tu nu ai nevoie să funcționezi. Super! Mai departe, scrie la propriu în carte ce avem aici. Uite, toast sandwich! Și facem de mâncare, toast sandwich. Ah, ce mă bucur! Le văd aici? Nu le văd aici. Toast sandwich. Uite, astea trebuie să fac 16. Pe astea cum le fac? Cred că cu pâine. Pâine am să-mi pun și în cap, nu? Stai, încă o dată. Pâine. Trebuie coaptă pâinea. Și dacă am nevoie de 16, am nevoie de 32 de pâini. Nu. Am nevoie de 64 de pâini și am nevoie de un stec întreg de pâine. Hai să vedem dacă avem chiar un stec întreg. Știu că am să-mi pun și în cap, dar nu știu dacă am chiar un stec întreg. Cum ar fi? Cred că am niște wheat. Uite aici, am niște wheat. A, nu, dar îl reciclez. Am un stec întreg. Trebuie să mă duc să coc pâinea ca să facem sandwich-urile. Mai departe putem să ne uităm în carte, poate facem în paralel și altceva. Elorium! Ok, asta se mai coc mult și bine. Hai să vedem cu semințele astea, că mi-am umplut inventoriul cu niște semințe. 2-1-1, cred că știu mai bine. Ia uite, 2-2-2. 1-1-1. 3-2-1. A, dar pe astea le știam deja. Ok, astea cred că... Astea de aici cred că sunt eroinele noastre. Cu astea vom crește mai departe când o să ne concentrăm. Hopa, ce ești tu? Melon seed. Seeds? Melon seeds, pumpkin seeds. Foarte frumos. Aici este coșul nostru de semințe. Hai, coșul de gunoi. Și 1, 2, 3. Am mai scăpat puțin din inventory. Wheat. Dacă tot car pâine, pot să car mai multă pâine. Am mai eliberat din inventory. Dirt-ul. Hai să scap și de aici, de acest dirt. Hei! Ce ești tu? A, te mai dețin odată, nu-i problemă. Și de ce nu stai aici? Dirt-ul vreau să-l pun la loc, fiindcă nu mai am nevoie acum de el și să nu-l pierdem din greșeală. Să-l rătăcim prin bază. Ok! Cred că am mai făcut puțină ordine în inventory. Ce mai vreau eu să mai fac este... Deci cât elorium mai am nevoie? Ia stai, să pot să... O de aici, dacă mai am nevoie... Hai, sus! 1, 2, 3, 4. Mai am nevoie de 4 elorium. 4 blocuri. Asta înseamnă că îmi trebuie destul de multicel.
Așa, dragilor, am mai făcut niște nisip ca să... Tot timpul iau acolo câte un drop ceva ce n-a vrut să intre în magnețel. Am mai făcut niște nisip ca să primim aici o dată... Am înțeles. Foarte bine. Să primim mai mult ielorium. Exotic seed. Ok, ca să nu stea degeaba, fiindcă avem oricum, ia uite câtă energie avem, care trebuie consumată. Voi cum stați cu producția de lava? Ok, bine, bine, frumos, elegant. Și puteam să fac un power bank, când se mai întâmplă asta, să se stocheze energia în ceva. Să nu stăm degeaba după aia, cum stăteam acum degeaba. Acum se golește toată energia din țevi. Ne aducem aminte că fiecare bloc de conduit din acesta, de energy conduit, stochează 30.000 de electricitate după ce se duce electricitatea aia și asta de aici câte 100.000, deci 400.000 plus 30.000 pe fiecare cablu. După aia rămânem iarăși fără electricitate, pardon. Dar e bine că mai producem aici câte una alta. Ce vreau eu? Vreau să mă asigur că nu rămân fără spațiu aici. Mai dă-mi o cutiuță de asta. Știu, știu, nu este foarte, foarte bine ceea ce fac acum. Dar este cea mai ieftină și cea mai rapidă variantă. Vino încoace, sus. Aici, așa. Cea mai ieftină și cea mai rapidă variantă de a rezolva problema cu inventoriul. După aia o să abordăm noi, într-un fel, topirea acestor ore, fiindcă o să avem nevoie de asta. O să topim cu topitorii din acestea de la Tinkers. Apropo, cum mai stăm cu fierul? Binișor! Cu Tinkers o să abordăm acea problemă la un moment dat, dar o să se strângă mai multe și după aia mai vedem exact cum procedăm. Trebuie să mai punem aici niște... Și tankurile aia am zis că trebuie să le facem. Avem o tonă de chestii de făcut. Revenim însă la treburile noastre. Hai să vedem cum stăm cu misiunea. Pam. Așa. Pam, pam. 32. Ok, e bine, am făcut 32. Nu face nimica. Avem 16 din astea. Bun, bun. Nu mai trebuie să mai fac nimica. Claim, done, done. Și vreau să pun acum cubul acesta aici. Am sute de cuburi din acestea acolo la instalația mea. Ziceați, de foarte multe ori ziceați că ar fi o idee bună să le desfac. Sunt lucruri bune înăuntru, de cele mai multe ori. Dar uneori sunt și boși foarte, foarte puternici. Și nu știu dacă aș vrea să fac asta prea curând. Cred că o să vreau să fac asta undeva în siguranță, gen deasupra netherului pe bedrock sau așa. Să vedem. Hai să vedem ce e în cutia asta. Pam. Pam, pam. Quantum Entropy Accelerator. Shift. Converts matter to a little bit of energy. Ok. Hai să te pun momentan aici. Cred că pot să arunc gunoaie în el. Ia să te pun momentan lângă. Ia să te pun momentan aici. Pot să arunc gunoaie în tine? Gen, hai să zicem că nu mai am nevoie de planks astea. Așa. Și am... Am aici o chestie mică. Care e atât de mică de nici nu o pot citi. Ok. Dacă te car cu mine, păstrezi conținutul? Gen, să te pun aici, la seeds? Nu păstrez conținutul. Dacă eu arunc 7 seeds aici? Ok, produci niște energie. Ce este asta? Uite, RF. Avem în tooltip-ul de deasupra. Avem RF. Poate să facă ceva cu RF-ul acela. Nu știu dacă să păstrez aceste seeds pentru MK sau să le
form în râfâuri. Bună întrebare. Mai departe. Hai să vedem cu misiunile. Ia că avem aici o misiune deja făcută. Claim. Așa. Doar atât? Nu mi-a dat și loot chest? Nu mi-a dat, nu contează. Sugarcane. Sugarcane seeds. Sugarcane seeds, cred că pot să fac același lucru ce am făcut cu sugarcane. Nu, vine înapoi. Cred că pot face același lucru ce am făcut și cu cartofii și cu morcovii. Ar fi super, super dacă pot să fac asta. Ia să testăm. Pac, 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 că nu vrea. A, lângă apă. Nu, lângă apă. Super, încoace. Sugarcane. Și-mi dă sugar. Să vedem. Sugar cane seeds. Tu ai o rețetă? Ai o rețetă, crop mutation, dintre carrot și seed. Super! Și trebuie să fie penisip. Penisip dintre carrot și... Hai să punem aici un bloc de nisip. Avem nisip? Avem o tonă de nisip, dar pe partea cealaltă a hărții. Aici am păstrat măcar un nisip. N-am păstrat. Păi, cel mai bine îmi fac eu acum repede un nisip, că este super simplu. Pac. Odată, dă-l încoace. Pac, pac. Nu. Așa. Și câte semințe a zis că are nevoie? Una singură, nu? Da, una singură. O banalitate. Hai să facem între carrot, am zis. Cred că în curând va trebui să am un loc dedicat pentru aceste crop sticks. Carrot și seed normal, nu? Seed normal avem eroul nostru de 2 cu 2 și carrot... Uite-le aici, 1 cu 1. Perfect! Și... Hai așa! Și putem să mai pun și aici un. Ok, hai momentan așa și după aia mai vedem ce mai ziceți voi. Și unele, ne aducem aminte, unele seeds se puteau accelera cu bone meal. Deci probabil că al doilea câmp este bone meal. O să trebuiască să punem și acele sprinklere. Ia uite. Perfect. Și acum trebuie să așteptăm să crească aici ceva drăguț. Între timp, hai să ne uităm la sprinklerele noastre. Și la ce misiune mai avem aici. Deci asta o am văzut-o. Bakeware. Ia uite. Ce de ustensile de gătit. Și îmi dă un cinnamon sapling. Dă un cinnamon sapling. Ceea ce înseamnă că mă pot apuca și de agronomie. Să fac pomicultură. Cred că aici nu poate să crească nimic altceva decât... și cred că are nevoie de apă. Dar cam atât pentru acum, dragilor. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Și ne vedem în episodul următor. Numai bine! Pa, pa!